Salut prieteni, bine ați revenit la cariera cu Ianis data trecută am așteptat să vină marile cluburi, n-au venit, totuși am dus-o pe Rangers în Europa League, Hagi a marcat numai puțin de 8 goluri și așteptăm în acest episod, e finalul perioadei de transfer, mai sunt câteva zile și așteptăm să primim ofertă de la o echipă mare. Hagi trebuie să se transfere, e cotat la 80 de milioane de euro și e momentul să facă pasul către un club important. Vin și meciurile României cu Anglia și Portugalia. O să fie două meciuri foarte importante. România se poate duce la mondiale. Iată că am fost convocați, ni se comunică. Anglia, 4 septembrie, Portugalia, 7-2 meciuri foarte, foarte importante. Aici acum la 86 trebuie să care echipa spre campionatul mondial. Și s-a întâmplat o singură ofertă, deci toată vara, o singură ofertă. Și e Real Madrid, un singur loc unde ne putem duce. N-am avut de ales între mai multe cluburi. Vine oferta Realului în ultimele ore. 250.000 de euro pe săptămână, 12 milioane de euro pe an va câștiga Iani Sagi la Real. Echipă de Champions League, echipă senzațională. Am făcut cariera cu Real în beta un sezon și acum iată că e singura echipă care îi face ofertă lui Iani Sagi și semnează cu Real Madrid pe urmele tatălui său. Iani Sagi e noul Hagi de la Real Madrid. Nu pot să cred că a venit fix Realul. Ăsta e. Ajungem aici și mai erau două ore. Iată-l pe Iani în tricoul Realului, senzațional. Jonglând cu balonul numărul 22, freza e cum trebuie. Bayern îl cumpără pe Busquets, deci multe afaceri între Barça și Bayern. Barça îl pe Busquets 44 de milioane 800 000. Firpo la Everton 58 de milioane 500 de Și Niang s-a transferat. Hai să vedem ce echipă are Realul în acest moment. Și o să luăm de la portar Tipo Curtoa, 90 Luni în rezervă Și al tube Flamendi cu Dinie și Marcelo Care încă șacă Dar probabil e al treilea La fundaș stânga din lot Garcia al patrulea Dinie a ajuns aici la Real Madrid În 2020 Culibali Este la echipă care le duc Culibali, 88 Super fundaș Senegalezul Ramos, 85, în continuare capitanul uh, echipei. Uh, oricum, Nacho, Ramos, Koulibaly, Fundaș central important, mai e Valejo, Scriniar, o, oh, stai așa, îl luau și pe Milan Scriniar, defensiva e foarte puternică. Așa, da. Fundaș dreapta, Odriozola, și cam atât. Nani Carvajal nu e, și al fundaș dreapta nu au. Probabil că joacă cu alt jucător acolo. Nacho poate. În orice caz, trecem mai departe. Casemiro e aici, Valverde la 86, Sebaios. Nu mai au pe Modric, nici Toni Kroos nu mai e. Iani a venit acum. Odegaard are 85, Dele Ali e și el în echipă. Dele Ali la Real Madrid. <laughs> Foarte tare, Cubo. Vinicius, 84 pentru braziliane. De Nazar, dar 87. Asensio e tot aici, Rodrigo. Benzema și Imobile. Oh, l-au luat pe Imobile. Cei de la Real. Iovici. În continuare în echipă. Mariano și cam aceștia sunt jucătorii. Da, cu Gladbach. 2 la 1. Deci, super campion ce Europei. Ce League și super cupa. Ne-am dus la cea mai tare echipă din Europa. Echipa momentului. A venit momentul pentru marile meciuri cu Anglia și Portugalia. Filmez a doua zi, n-am mai avut timp să mai fac la trebuie să vedem unde se duce Hagi. Nu mai aveam rădare să unde ne transferăm. Iată că e momentul, video pe două zile, cum trebuie. România cu Anglia. Radu e în poartă la noi, eu nu Radu. Panțărul Ștefan Radu Chirche și Manea în apărare. Deci panțărul de la FCSB, iată titular la Națională. Răzvan Marin și Căldău și Stanciu. Iar Hagi, număr 10, de departe cel mai mare rating din echipa 86, n-are nimeni peste 80. În atac Denis Alibek și Andone pe ei să înscrie golurile. Cumva Alibek titular, deși are doar 71. La englez este Pope în uh, poartă. Chilwell, Maguire, Joe Gomez și Trent Alexander-Arnold. Dele Ali, CDB, colegului lui uh, de la Real. Madison și Henderson, mijloca central, Henderson, capitanul echipei. Sterling Kane și Jaden Sancho. Este o echipă foarte bună, o echipă redutabilă a englezilor, dar trebuie să facem un meci istoric. Trebuie să câștigăm pentru a trece peste ei în clasament. Totul se joacă acasă. Arena plină, România e cu ochii pe echipa națională. Trebuie să realizăm surpriza și să obținem calificare. Avem nevoie de această victorie. Trebuie să mergem noi la un campionat mondial. Putem acum, avem un Hagi în mare formă, omului lui Zinedine Zidane la Real Madrid. Va trebui să încercăm să batem vedetele englezilor. Jucători cotează la sute de milioane, așa la marile echipe din Europa. Însă, poate vă reuși Stanci în imagine. Și el, un component important al echipei la mijloc numărul 7. Iată-l plecând deja în atac. Dar uh, o jucăm simplu. Avem posesia, începe mâna în atac, Chiricheș. Către Alibek direct, Andone. Și este Hagi Hagi Tot cu Andone Să vedem dacă poate Andone să reziste acolo N-a făcut-o Poate trebuia să încercăm cu Hagi direct Hagi Cu pasa către Răzvan Marin Marin pe portar Dar e bine că avem prima ocazie deja Rahim Sterling Hai mane Sterling preferă pasa Nu merge pe dribbling aici Madison are prea mult spațiu Încercăm să închidem cu Hagi ar fi trebuit și să vină, dar... nu alt mijlocaș central de la Națională, parcă nu fac faza defensivă cum trebuie. Nu avem niciun mijlocaș defensiv propriu zis. Nu în centru, ci În Într-un final la Iani Hagi este în careu, Joe Gomez. Foarte bun, dar iată că greșește! Gol! Gol Iani Sagi, Joe Gomez! Ce eroare face Joe Gomez! După ce că intervinse perfect, Totuși Ține prea mult de minge și profită Și deschidem scorul Iată-l aici pe Gomez Nu dă drumul la minge Iar aici profităm De o mare greșeală 1-0 pentru România Sanchez din nou Fake Rabon acolo, dar pe Mai M-a inspirat acum Se fluera, a ținut Anglia prea mult de mince. 1-0 la pauză pentru România. Suntem în prim plan. Am trece peste englezi. Trebuie să rezistăm o repriză. Și suntem acolo. Egalitate între Polonia și Danemarca. Anglia va jucat cu Polonia în ultima etapă. N avem meci mult mai cu Portugalia. Dar măcar am face un prim pas în cazul în care vom câștiga meciul acesta. Iată că urcă Manea foarte bine. Manea! Întârzie totuși. Antone Hagi Iată să că Gomez e solid aici Stanciu Trece un doi Stanciu Nu E șut pe lângă poart Vai Dădeam lovitura cu Stanciu Iată cum a sărit gazorul Pe jos Stanciu Mamă Foarte aproape Minutul 60 Cerem schimbarea Și vom controla toată echipa națională pentru ultimele 30 de minute Și o să încercăm să dăm pe ultra defensiv ne apărăm 30 de minute. Asta ne este soarta. Trebuie să încercăm să câștigăm meciul cum putem. O, nu e Sterling. Trebuie să scăpăm de acest atac. Rahim Sterling. Kane oprit pentru moment. Radu blochează și a fost offside la Sterling. Scăpăm de un atac foarte periculos. Kiri se apără bine. Scăpăm de încă un atac și mai sunt câteva minute în care vom ține de mingi. Nu, Panțăru, ce eroare face Panțăr. Trăim periculos până la final. Kane, e ultimul atac. Panțăru reușește să intervină. Degajează și se fluieră România, vinge Anglia. 1-0 prin golul lui Hagi. Hagi reușește să bate englezii. Perfect, 3 puncte. Profităm de aceea eroarea lui Gomez. Și s-ar putea ca englezii să rămână acasă. Să fie un campionat mondial fără Anglia. Ce surpriză ar fi. O, oh, Polonia a venit pe Danemarca, poate sunt în formă. Poate e Lewandowski acolo în formă. Să încurce pe Anglia, oricum noi ne facem jocul și încercăm să învingem Portugalia. Portugalia deja primul loc garantat. 20 de puncte și lupta între România și Anglia pentru locul 2. O luptă indirectă în ultima etapă. Hai să vedem. Sper că joacă Hagi. Joacă. Bun. Ne-am liniștit aici. Um, echipa noastră cu Ion Zlat în poartă Banco acum. Deci Panțăru a foarte bine. Ștefara de Nedelcea Romanea, Răzvan Mănânc și de Stanciu, Hagi Andone Alibec. Cam aceeași echipă. Portugalia fără Cristiano Ronaldo. Lucru foarte bun. Lopes în poartă. Silva Diaz Duarte și Nelson Semedo, Super fundaș de -apta. Danilo Pereira, Neves, Bruno Fernandes de la United, de la Mijloc și Guerreiro, Mijloc și Central ofensiv, Joao Felix și Silva. Deci, adversarul din Madrid al lui Hagi de la Atletico, Joao Felix, este o echipă a Portugaliei fără Ronaldo, care e deja calificată. O să sperăm că nu o să tragă foarte tare și putem să obținem o victorie care să ne ducă la Mondiale. E cel mai important, meci. Pentru asta am jucat până aici. 9 meciuri ale naționalei, unul mai greu ca altul. Dar România joacă și o face bine. Păcat că nu putem să obținem o calificare acasă. Am obținut aici în uh, Portugalia. Dar uh, calificare să fie mai departe nu e foarte important. Iată-l pe Felix. Bernardo Silva. Super jucători. Care poate nu o să dea Randament. Felix, e prea mare spațiul acolo. Bancul trebuie să închidă bine, cum a făcut-o Panțăru. Guerrero, bravo, nu-ți Rad. Prinde portarul nostru, noua generație. Cicâldău. dău. la Ianis Hagi. Hagi are spațiu. Du-te, Ianis. Ianis Hagi, care o Hagi. Apără, Lopez. Nu pot să cred. Vai, trebuie să marcăm aici. Mane Alibec, foarte bine, Denis Alibec. Răzvan Marin. E momentul pentru o pasă acum. La Hagi. Marin. Alibec e în careu. Andone pe lângă. Din păcate, Alibec nu are piciorul drept foarte bun. Nici Andone nu dă cu stângul cum trebuie. Alibec. Hai, Denis. Alibec întârzie, totuși. A stat foarte bine Hagi cu România 1 la 0 Perfect Alibek Ce bine a gestionat Aș vrea să pasă Dar iată că stă la fix Așteaptă momentul oportun Și vine mingea când trebuie la Iaris Hagi Care cu stângul trimite o rachetă Aici Antoni Lopez N-a mai avut ce să facă E 1-0 pentru echipa națională a României Este mai aproape ca niciodată de un turneu final nu se retrag mijlocașii noștri central, nu știu. Îmi dau emoții mari pentru că avem doar linia de patru apărători care se ține bine, dar nu știi niciodată ce se poate întâmpla. O, oh, Stanciu, ce pasă! Manea centrează Alibec! Gol! Gol Alibec! Este senzațional Denis Alibec! Poate fi omul meciului! Ce fază! Trimite mingea către Manea! Manea îi centrează Alibec, care apare perfect! Stanciu, iată. Manea, stop, bun. Ce minge a lui Mane. Și Denis Alibek înscrie 2 la 0. Chiar că portughezii nu forțează. Mai avem o repriză și suntem acolo calificați. Nu prea contează în acest ce să mă ceva ce Anglia. E condus Anglia de Polonia. Asta e, mă. La ce scor și la egalitate trecem... Mă. Mai departe ne ducem la mondiale Pușca și-a intrat în loc de Denis Alibek Banco E o pasă perfectă Hagi cu dreptul Apără Lopez Andone și el Dar uh, au purtar O, oh, Felix Cu elasticul lui Ronaldinho Am adus și pe Hagi în uh, Defensivă Nu, e penalti, nu se poate este un penalti aici și Ionuț Radu trebuie să apere, altfel va fi crucial finalul de meci. Andone iese, intră Denis Mann. Apără Ionuț Radu. Nu, e gol Bruno Fernandez. Hai să cine nu noi schimbarea, sper că mai avem schimbări. Vreau să controlez echipa pe final. Nu ne permitem așa ceva. Ne scrie Portugalia. Nu s-a mișcat Radu. Bine, Bruno, Bun executant de penalti, îl bate și la Manchester United. Paulinho e Guerreiro, e ultima fază, trebuie să ne apărăm aici și ne-am calificat. Oh, nu. Neves. Bravo, Radu, Ștefan Radu acolo și e man. Denisman, e gata. România învinge Portugalia și ne ducem la mondiale, în sfârșit. Am așteptat ani mulți, dar suntem acolo. Și privim cu interes viitorul echipei naționale. Nu se bucură cum ar trebui băieții noștri, dar oricum ar fi super tare. vedem și Anglia și Portugalia. Polonia oricum bătuse Anglia, incredibil. Lewandowski, într-adevăr, probabil că a făcut meciurile Poloniei pe final și a salvat cumva onoarea echipei naționale. Iar acum va continua Hagi la Real Madrid. Mai simulăm niște antrenamente cu el. spunem că va fi titular și că nu cumva să fie pe bară totuși e câștigătoarea Champions League. Avem și calendarul Realului, meci cu Spaniol, după care jucăm în Champions League. Data viitoare o să vedem debutul lui Ianis la Real. Să fie niște meciuri în care trebuie să arătăm bine. Oricum au fost două goluri la națională. Hagi e Champions League. Iată și clasamentul final al Grupe de calificare, Portugalia prima, România pe 2, 18 puncte, Anglia pe 3, pe 4, Polonia în cele din urmă. Și ultima a fost țara galilor. Grupă grea, dar am reușit. Realul e pe 5 în campionat în La Liga, 6 puncte. Au pierdut un meci deja. Cu Atletico Madrid, a fost derbiul Madridului. 0 la 2, probabil acolo s-a decis Zidane că are nevoie de un om extra de atac. E bine, oameni dacă v-a plăcut acest video, nu ezitați să lăsați un like acolo. Hagi la Real Madrid, România e la Mondiale, un episod perfect. Cam atât. Pa, pa!